Examenul de bacalaureat se apropie cu pași repezi, iar înscrierea elevilor s-a încheiat. Tinerii își consolidează acum materia acumulată în anii de liceu în așteptarea primei probe a examenului. Aceasta are loc pe 28 iunie la Limba și Literatura Română. S-au înscris 2575 de elevi pentru susținerea examenului de bacalaureat, 2195 din actuala promoție și 380 din promoțiile anterioare. Prima probă va fi pe 28 iunie la Limba și Literatura Română, urmând ca a doua zi, pe 29 iunie, să fie susținută proba obligatorie a profilului. Pe 30 iunie va fi susținută proba la alegere a profilului și a specializării, urmând ca pe 5 iulie să se afișeze rezultatele până în ora 12. Între ora 12 și 18 vor fi depuse contestațiile, urmând ca între 6 și 9 iulie aceste contestații să fie soluționate. Rezultatele finale vor fi afișate pe 9 iulie 2021. Bacalaureatul se va desfășura cu măsuri de protecție împotriva virusului SARS-CoV-2. Organizatorii examenului vor trebui să asigure distanțarea elevilor în bănci și igienizarea claselor după fiecare probă. Vom lua toate măsurile pentru a preîntâmpina o eventuală răspândire a virusului. Noi sperăm ca în acest an să nu existe niciun caz de îmbolnăvire, iar procentul de promovabilitate să fie mai mare decât anul trecut. Elevii înscriși care nu se pot prezenta la prima sesiune a examenului de bacalaureat din motive medicale mai pot avea o șansă la probele din luna august.